În urma accidentului feroviar petrecut în weekend, soldat cu decesul unei femei, polițiștii vâlceni au hotărât să intensifice controlele în zona trecerilor la nivel cu calea ferată. Astfel, 52 de participanți la trafic au fost sancționați contravențional pentru nerespectarea regulilor de circulație. În urma sancțiunilor aplicate, 3 conducători auto au rămas fără permis de conducere. Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea, împreună cu polițiștii Biroului Județean de Poliție Transportul Vâlcea, au aplicat într-o singură zi 52 de sancțiuni contravenționale în timpul unei acțiuni pentru reducerea numărului accidentelor de circulație ce au loc în zona trecerilor la nivel cu calea ferată. Astfel, la data de 18 martie acestui an, polițiștii structurilor de poliție rutieră și transporturi din județul Vâlcea au organizat o acțiune pentru prevenirea accidentelor de circulație soldate cu victime omenești și pagube materiale, ce au loc în zona trecerilor la nivel cu calea ferată, pe fondul nerespectării de către participanții la trafic a regulilor rutiere, fiind aplicate 52 de sancțiuni contravenționale pentru abaterii la calea căile ferate române, din care 10 pentru neoprire, o sancțiune pentru depășirea coloanei oprite la calea ferată română și 2 pentru nerespectarea indicatoarelor în cuantum de 22.620 de lei. Polițiștii le recomandă tuturor conducătorilor auto să respecte regulile de circulație la trecerile de nivel cu calea ferată pentru a evita producerea unor grave accidente rutiere.